Funcția mea este de IT manager, lucrez în departamentul IT, lucrez în acest departament de aproape 10 ani și în IRUM de mai mult de 10 ani, pentru că am mai lucrat înainte. Am intrat ca și inginer proiectant, sunt inginer de meserie. Pot să zic așa, a doua specializare este inginer în informatică. Da? Am intrat ca să dezvolt sistemul informatic, să zicem așa. Deci când a venit, IRUM avea un sistem informatic, să zic, puțin mai vechi, dar erau bazele pentru a intra într-o nouă eră digitală, de a pune totul în format digital și ca oamenii să lucreze mult mai digitalizat, automatizat și așa mai departe. Și pentru asta, bineînțeles, ai nevoie de a crea o întreagă infrastructură, toată infrastructura legată de, în principal, în primul rând, de parte de comunicare, adică ai nevoie de fibre optice, ai nevoie să faci o rețea de date, peste care trebuie să ajungi să ai un nod central, un mic data center, da, unde să poți să stochezi datele. Oamenii au nevoie și de aparatură ca să poți să acceseze toate aceste date, deci oarecum să creezi așa încet, încet toată această infrastructură, punerea în funcțiune a primului data center la standarde internaționale și conform standardelor din industrie, să zic așa, pentru mine, care coincide oarecum și cu deschiderea și centrului de cercetare IFOR. Ăsta ar fi unul dintre ele și au fost tot felul de etape prin care s-a ajuns la nivelul de digitalizare de astăzi. Păi dacă mă gândesc la IRUM, prima dată îmi vine minte că am făcut aici practica în penultimul an și ultimul an de facultate. În același timp n-a fost doar practice, a fost și stagiu în care s-a lucrat pe digitalizarea 3D a proiectelor de pe hârtie, da? Care a fost un început interesant. Este mă gândesc că este unul dintre brandurile românești prin care poți să vezi efectiv un produs în piață, care îl poți regăsi pe câmp, îl poți regăsi în păduri, îl vei vedea, deci dacă mergi la munte, automat vei vedea un TAF și vei ști că ăla este produs în compania în care lucrezi, ceea ce chiar și se întâmplă când te duci și îl vezi, uite, da. Deja copiii știu, uite, tati, ăsta este un tractor de unde, chiar de unul când am fost la munte, s-a întâmplat acest lucru. Păi eu cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat și pe care, neapărat pe care îl știam și îl vroiam ca să existe aici, este că nu poți să faci lucrurile singur, ai nevoie de o echipă și echipa trebuie să fie unită în scopul pe care l-ai trasat sau s-a trasat de către companie. Este cel mai important lucru, deci poți să faci anumite lucruri singure până într-un moment, dar de acolo încolo ai nevoie deja de echipă. Deci ele nu pot să crească, să fie mari, fără să ai o echipă unită în treaba asta. Deci cam asta este un lucru care este important, l-am învățat și cred că trebuie să existe pentru ca să ai un viitor în creștere, să zic așa. La mulți ani, IRUM!